Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un pilaf cu ciuperci, bineînțeles o rețetă de post vegană și mai dietetică, fără prăjire în ulei. Este o rețetă foarte delicioasă pe care am postat-o deoarece atunci când am prezentat salata de sfeclă roșie, am avut acest pilaf pe farfurie și am fost întrebată de foarte multe persoane cum îl fac. Ingredientele le veți găsi ca de obicei în descriere și le voi aminti și acum. Într-o oală antiaderentă am folosit eu, dar puteți folosi cu fundul mai gros. Am adăugat 200 de grame de orez spălat și scurs de apă. 200 de grame înseamnă aproximativ 3 sferturi de cană. Deci puțin mai mult de jumătate. Am adăugat ciupercile fierte sau gătite. Nu adăugați ciuperci proaspete pentru că vor schimba culoarea orezului. Am adăugat sare, condimente după gust și 2 linguri de ulei. Pe acesta, de obicei, eu îl adaug la sfârșit, dar acum am adăugat 2 linguri pentru că uleiul previne lipirea boabelor de orez între ele. Și apă, aproximativ 600 de mililitri, dar puteți adăuga supă de legume. Ca și condimente, eu am adăugat pudră de ceapă, pudră de usturoi și pudră de curry. Dar adăugați condimentele care vă plac. Și în loc de pudra de ceapă și de usturoi, puteți adăuga ceapă și usturoi proaspete. O ceapă mică și tăiată mărunt și 2-3 căței de usturoi zdrobiți. Am pus oala pe foc mic, eu am folosit al doilea ochi de la aragaz și am lăsat să fiarbă așa acoperit până când a rămas fără lichid. Apoi am stins focul și am lăsat acoperit încă 15-20 de minute. După care am mai adăugat 2-3 linguri de ulei, am amestecat foarte bine și am servit acest pilaf cu ciuperci care este foarte delicios. Eu îl servesc de obicei cu salată, de orice fel, fără să consum și pâine la această masă. De obicei cartofii și orezul eu nu îi consum cu pâine. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!